Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital cu leziuni miercuri 17 februarie după un accident rutier petrecut pe drumul național 1. La ieșirea din Teiuș spre Aiud, aflat la volanul unui autoturism, nu a fost atent pentru că folosea telefonul mobil. A încercat să evite impactul cu mașina din față și a ajuns în afara șoselei. Accidentul s-a petrecut la kilometrul 399 în afara localității Teiuș. În urma accidentului, șoferul imprudent a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, unde a rămas internat.